O femeie în vârstă de 40 de ani a fost acuzată de anchetatori că și-a ars în sobă copilul abia născut. Polițiștii presupun că mama a fost inspirată de crimele oribile comise la Caracal de Gheorghe Dincă, ucigașul care a topit trupurile victimelor într-un butoi din tablă cu fund dublu. Crimele comise de cel supranumit monstru de la Caracal, după ce a răpit, sechestrat și violat două fete, ar fi ajuns în timp să inspire și alți criminali. Este cazul unei mame din Otopeni despre care anchetatorii cred că a fost inspirată de Gheorghe Dincă atunci când și-a ucis bebelușul nou-născut. La sfârșitul lunii aprilie, un tânăr din orașul Otopeni, județul Ilfov, a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că mama lui, în vârstă de 40 de ani, zace inconștientă pe podea într-o baltă de sânge. La fața locului a ajuns o ambulanță, iar pacienta a fost transportată la Spitalul Universitar de Urgență Elias din București. Aici, medicii au constatat că femeia pierduse mult sânge după o naștere. Pentru că nimeni nu a putut spune unde este nou-născut, personalul medical a anunțat imediat poliția. La adresa pacientei a ajuns un echipaj al poliției Ilfov. Cu această ocazie, polițiștii au stabilit că la adresa respectivă locuiau concubinul femeii, Cristodor D., și trei băieți pe care acesta îi avea din relațiile anterioare, dintre care doi majori și unul în vârstă de 10 ani. Rudele le-au arătat polițiștilor locul în care căzuse Georgeta și unde era încă o baltă de sânge. În plus, mai există o dură de sânge care ducea către gura sobei cu lemne. Aproape sigur că în locuința femeii s-a întâmplat ceva îngrozitor, unul dintre polițiști a deschis ușa sobei. Între lemnele proaspăt arse zăcea trupul carbonizat al unui nou-născut. Starea gravă de sănătate a femeii nu a impus arestarea ei, însă a rămas internată sub pază. Anchetatorii presupun faptul că aceasta a comis gestul inexplicabil după ce a fost inspirată de modul în care Gheorghe Dincă a spus că ar fi ars trupurile Alexandrei Măceșanu și lui Zelmelencu. Anchetatorii au reușit să obțină probe atât din corpul bebelușului, cât și din ce s-a mai recuperat din placentă și cordonul umbilical, care au fost trimise pentru expertiză la Institutul Național de Criminalistică. În același timp, a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie sub forma omorului, care este instrumentat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, relatează gândul.ro.